puncte. Oi, ia să întreb, să vezi. Am citit undeva că în timpul săptămânii. În timpul săptămânii cică două puncte astea. Și toate sale sunt mari de 6, sunt 5. Așa ai citit undeva. Dar folosim prea la folosit. Că mi-au numai de astea, dar... Ce calde! În dreapta pe acolo, dacă nu am prins mare viteză, te oprești cu porțiunea aia dreaptă. Hai tu, iau după tine!
carabina merge. Dar mă duc la, mă duc la coada acolo, stau o jumătate de oră și după aia zice iar că s-a închis. Asta merge în locul. Și se vede și gândul ăla de aici, dacă o vedem. Ăla nu merge, e oprit. Păi stai că, păi scoate mai încolo de drumul. Da, mergem. Nu, așa sper. Mă gândesc că nu sunt nesimțit să o țină. Adică chiar să simți ultimii leșinați? Aia, dacă așa mă bun din eu, să mai faci că așa aici. Asta cum o rămas, ca ca acționat. Adică eu am chinioare de asta. Am mai prins exact la fel aici. Tot așa, închisea ala și la una cu asta. Poate de două. Măcar, nu aș fac numera ta aici, că mă iau. Vineri mi este ultima dată că mai vin, mă duc cu o zi de la Vidra. Mi-e sfidă să mă duc acolo, că e departe. N-am fost niciodată, vreau să mă duc. Ești de șmecher, știu, am văzut și cu codul. La tot mare, părți la mare. Mă duc de ceva timp acolo. Adică mă duc, plec de acasă, fac într-adevăr 5 ore până acolo, da. Nu tot în București, nu vine să mă duc. Nu-ți vine, dar și când duci acolo, prietene, de la 10, duci la 6 jumate din București, când ajungi acolo, uiți cu aia de tot. Te cred, dar trebuie să ai și tovară, să ai brigadă să duci, că mă duc singur până acolo, tovară și... Eu m-am dus de vreo 4-5 ori până acum, așa. Mie mi-e și tine să conduc singur până acolo și mai spargi acolo de mult de bine. Când dă banii aia, mă sparg aici, mă schipe. Dacă aș avea 3 oameni la care sunt... Deci e mai mult așa de safety ca alea vechi, nu de... Că așa și aici... Bine, aici nu mai... E... Nu, am avut probleme mari de toată, am un atac de panică fantastic. Da, le-am știut așa sau, în general? În general, adică la zonă de înălțime, știi? De avioane, de morți în gât, am avut... am zburat cu avionul, taică mi-e pilot de aviație. Înțelegi, imaginează-ți chestia pe asta, eu nu mă mărc în avion cu aia, nu mai pun cu celălalt avion. Ai avut o turbulență odată? Am avut 4 turbulențe dus în torți. La unele mi-au căzut și măștile, frate. Când cred că n-ai văzut măștile alea. Da, că pe tine. Da, bro, am înnebunit. Da, știu. Frate, deci secunda de când am aterizat în România, mi-am luat bagajul de mână și dădeam cu picioarele în ușa aia. Să-mi dea drumul. Să mă arunc de acolo. Avionul s-a oprit. Dacă de cu Dana. Da. Și a fost așa. Ia să-mi pula mea alea, băga mea și cu toate.
O, dar bine că au dat ca lumea, nu s-a zbucit. Chiar au dat ca lumea pe acolo, avion pe tot. Când am ajuns întreb la geamul meu, că am văzut cu ce jet îl dau de fabrică, așa, mă, frate, nu că ăla de din tot frans, în Mexican. Diluate. Da. Și cum e de anul ăsta? E dreptul. Dar știi că prin viță, nu știu. Nu e, nu e. Ăla de acolo, ăla e, mi se pare mai abrupt așa, deci e ok. Mai e bine. Și curtea mai e... negăurită încă. Da, adică l-am lăsat mașina la gara, ca să vin cu trenul. Că mai combinați așa. Doar și eu pe tren, beau și eu un fier, o pârtie. Am înțeles, mai e drumul în altă parte.